să nu urmă aceste strategii. Înseamnă că aveți scop. Asta este îmbucurător. Bine, cineva ne știe, cineva nu ne cunoaște, dar deja o să ne cunoaște. Eu sunt Tatiana Goriță, sunt manager în cadrul companiei DAPOPIS și astăzi o să fiu alături de dumneavoastră ca să vă prezint Matvei Discussion. Deci, până de dumneavoastră ați văzut deja pe rețele de socializare, cineva de manager a fost informat că astăzi este o temă foarte frumoasă, combinația de lumânări, etnogeneză și evoluția lor în timp. Este? Practic v-a atras anume aceste combinații de lumânări. Ok, foarte bine. Deci, haideți să începem. Noi cunoaștem din punct de vedere al analizei, al platformei, al pieței. Deci, pe general, este analiza din punct de vedere fundamentală și este analiza din punct de vedere tehnică. Corect? Există trei postulate pe care noi le-am învățat toți la lecțiile de teorie și care sunt ele. Haideți, ajutați-mă ca să fii mai liber, așa să spunem. Care sunt acele postulate pe care le-ați învățat la lecția de teorie la lecția numărul 3? Prețul include tot, istoria se repetă și, deci, numărul este foarte important la fel. Prețul se mișcă în tendință, în trend. Iată, deci, practic, noi astăzi o să ne axăm pe postulatul care indică prețul include tot. Dar, dumneavoastră cunoașteți, practic, ce include acest preț include tot? Haideți! Toate cheltuielile. Până de la momentul de cercetare, practic, până ajunge produsul finit la consumator, indiferent de care ar fi produsul deci, intelectual sau produsul pe care noi îl folosim de zi cu zi. Iată, dacă noi vorbim de acest postulat prețul include tot, el era reprezentat prin grafice. De care tipuri de grafice cunoaștem? Grafic linear, grafic cu bare și grafic cu lumânări japoneze. Iată, deci noi astăzi o să mergem pe combinația de lumânări și o să aflăm etnogeneza, anume cum a apărut aceste lumânări japoneze. Și haideți să începem cu tipul de grafic. Deci, practic, noi știm că dacă noi vorbim despre graficul, tipul de grafic linear, este un grafic simplu, pur și simplu, oamenii țineau evoluția să vadă încotro merg afacerile sale locale atunci pe timpul. Practic, consumul, să spunem așa, sau afacerile erau încă de denumii și ceva. Da? Doar că pe parcurs a mers evaluarea. Adică, practic, acest grafic ne oferă o evoluția a prețului, dar nici de cum nu oferă mai multe detalii. Sunt niște puncte unite care ne oferă fie că în decurs de un an de zile deci au crescut profitabilitatea sau în decurs de un an de zile au scăzut profitabilitatea. Nu ne oferă prea multe detalii, dar noi știm că deci noi tot timpul tindem să creștem, să evaluăm. Și în cazul da, ne vine în ajutor, practic, deci, graficul cu bare, da? Și graficul linear. Dacă, deci, acela era graficul linear și graficul cu bare, da? Ok, ce ne include acest grafic cu bare? Deja ne oferă o informație mai vastă, mai detaliată despre evoluția prețului. Acest grafic cu, deci, cu bare, el era folosit mai mult pentru a vedea care este volatilitatea instrumentului. În dependență, iarăși, de cotația pe care oamenii tranzacționau la bursă. Ce ne oferă acest grafic cu bare? El ne oferă informația prețul de deschidere, prețul de închidere, prețul maximal și prețul minimal. Ceva informație mai detaliată, practic, nu vedem, da? Dar, iarăși, evoluția merge și a apărut graficul cu lumânări japoneze. Graficul cu lumânări japoneze, practic, este deja o informație mai vastă dacă vorbim despre, despre evoluția prețului. Asta și este cum? Deci, cu vreo 15 ani, 20 ani în urmă, erau poze, alb-negru, corect? Mi-arăta imagine, ne-arăta. Dar să știm în ce
cu tot peste 20 de ani să știm în ce haine, ce culoare atunci aveam cenanță, practic nu ne era ta, nu ne era prea clară imaginea. Ok, dar peste 20 de ani, deja noi acum avem poze colorate, culori de care mai vrem, Photoshop-uri, deci avem informația să facem o schimbare a imaginii foarte mare, corect? Așa și cu graficul. Deci graficul cu lumânări japoneze. Este o informație mult mai mare, mult mai clară. Ok. Luați loc, luați faunul acesta. Nu o să iau loc. Ok. Și haideți să vedem totuși de unde au apărut acele lumânări japoneze. Practic, Koma s-a născut în anul 1724 în orașul Sakata. Deci, practic, familia acestui negustor avea o plantație de orez. De regulă este să transmite încă din, de pe timpuri, haideți să spunem așa. Deci, tatăl său a decedat și afacerea cu orez a trebuit să dea pui, feciorul cel mai mic. Deci el și-a luat răspunderea în mâinile sale și a început să prospere anume cu afacerea de orez. Practic el s-a aflat într-un port, deci unde era anume zona de comerț, zona centrală de vindere, de comercializare a orezului. Și iată, lui atât de mult i-a plăcut această, să spunem, această afacere, că el a început să facă o cercetare. El timp de 15 ani avea un caiet și își nota evoluția anume a vinderii, comercializării orezului. Deci dimineața la ce preț se vindea, la amiază la ce preț. Practic el fiecare informație și-a notat-o. Bine, inițial el era singur directorul său, adică el răspundea singur despre de afacerea lui. Dar din cauza că au început să meargă foarte bine lucrurile, practic, au început să aibă și persoane angajate pe timpul său, da? Care la fel comercializa. Bine, inițial prin oraș, apoi area de acoperire s-a mărit la 7 km, apoi la 30 de km și practic el avea o mulțime de angajați unde dădea, deci inițial, orezul, un produs brut, da? Dar după aceea a început să fie implementat regula oanelor de orez. Adică, practic, la început era și o legalizare, era totul perfect, până a început să vadă posibilitatea, se spuneau așa, oane de futures, da? Adică, practic, ei nici nu aveau orez în depozit, dar ei îl comercializau. Le-a mers până la un moment dat cu situația dată. Plus, cum mai avea și chestia că avea, deci, niște spioni, să spunem așa, care permanente transmitea informația care el și-o nota în aceste agende. Și iată, timp de 15 ani, el a observat că un rol foarte important în evoluția prețului la orez o are psihologia vânzătorilor. Foarte bine! Deci asta este ca analiza de perspectiva ce ne-a demonstrat, anume aceste formări al lumânărilor șoponeți. Da, Steve Nisson, deci este, ok, este, dacă vorbim acum despre unde era birja, da, în Osaka, cea mai mare birjă din Japonia, unde se comercializa orezul, avea peste 1300 de angajați și practic aici a avut și însăși bursa care a dezvoltat mai departe afacerea și cu orezul. Inițial a fost cea mai primă birjă cu orezul japonez. Ok, bun, Steve Nisson era o persoană, era un analist tehnic și el avea, deci, lucra într-o companie internațională de cercetare pe bursă. Practic, el cunoștea, dacă vorbim despre graficile cu bare, cunoștea graficile cu, deci, lineare. Și iată, el, fiind într-o companie internațională de cercetare, el a plecat în Japonia în serviciu. Cât de dar noi pleacă, lucrează în companie Republica Moldova, dar pleacă pe stagiere pe un an, doi, în alte companii și se facă schimb de experiență. Iată și dumneavoastră a mers într-o călătorie în Japonia. Și fiind într-o companie de cercetare, deci a văzut pe o masă un caiet, un jurnal cu niște grafice și care includeau anume lumânările japoneze.
foarte mult i-a plăcut. Inițial, japonezii, cam erau scepticii să dea în Orient deja aceste lunări, informații despre lunările japoneze, dar până la urmă, în 1990, Stiglitz s-a scrie cartea despre evoluția lumânării. Deci, eu astăzi nu o să vă prezint toată cartea despre lumânări de japoneze, că acolo sunt zeci de, sau sute, să spunem așa, de combinații de lumânări. Dar o să vă prezint cele mai importante care sunt folosite ca voi pe dumneavoastră să vă ajute în tranzacționare, ca și ca voi să luați profitabilitate de pe piață. Pentru asta este corect. Ok. Bine. Și haideți să vorbim despre din ce este formată lumânarea japoneză. Ce reprezintă acea lumânare japoneză? Haideți, ajutați-mă. Corp. Bine, dar ce reprezintă ca definiție? Ce este o lumânare? Este o evoluție? A prețului pe piață financiară internațională. Deci, ea este definită la fel cum am vorbit și cel cu bare, prin prețul de deschidere, prețul de închidere, prețul maximal și minimal. Da? Ok. Lunarea japoneză care este formată, vorbim despre un corp frumos, care ne oferă informația, deci care sunt participanții, fie că sunt vânzători, fie că sunt cumpărători. Corect? Ne oferă fitilul, deci cu cât fitilul este mai mare sau cu cât fitilul este mai mic, deci ne arată o informație, o indecide sau o ruptă de cumpărători și vânzători. Că, în practic, dacă nu s-a format, nu s-a dus prețul de creștere în sus până aici, înseamnă că, practic, numărul de cumpărători au scăzut pe piață. Corect? Ok, deci ne oferă o informație și fitilul la fel despre evoluția prețului pe piață. Despre culoare. Fie că cineva folosește și culoare galbenă, verde, neagră, roșie, dar până la urmă sunt lumânări de creștere și lumânări de descreștere. Deci cineva albă și cineva neagră folosește, de regulă, da? Ok, ne oferă prețul de deschidere când la început de zi este un preț maximal sau un preț minimal, în dependență iarăși de piață și de instrumentele care se tranzacționează. Deci prețul de închidere, prețul care a fost minim sau maxim pe piața financiară internațională. De regulă, dacă noi ne ducem și procurăm ceva de la, haideți să spunem, piața care este alături, corect? Dimineața sunt niște prețuri, la amiază alte prețuri, noi sunt aceleași prețuri care sunt la magazinele noastre, unde ne ducem și procurăm alimente și ele sunt standard în fiecare lună sau în fiecare zi la același nivel, la același preț. Deci, la piață, practic, prețul se schimbă. Se schimbă prețul când cineva pleacă, de exemplu, în Turcia și dorește să achiziționeze de la negustorii de acolo, careva produse. Merge acest joc, sau cum se spune așa, o barieră psihologică, da? Îți dau $10, nu, tu îmi dai 5, dar nu, eu vreau 8. A fost cineva și achiziționat. Este o strategie în a vinde. Folosesc ei, până la urmă și unul are beneficiu și altul. Ajung la un anumitor bun. Ok. Deci asta ceea ce dumneavoastră siguranță ați cunoscut până la momentul dat despre lumânările japoneze. Ok. Și haideți să vorbim. Ele mai pot fi interpretate după dimensiunea, culoarea și diferite configurații ale lumânării. Deci astăzi o să vorbim strategie de tranzacționare atât a traderilor începători, cât și a traderilor care sunt profesioniști în tranzacționare. Ok. La fel, dacă noi vorbim despre lumânările și interpretate în timp, noi știm că care este cea mai mare perioadă sau care este perioada cea mai puternică. Apoi, Belia, H4, H1, în 30, în 15 și în 5. Este cineva care tranzacționează perioada în 5? Sau nu? Nu ați tranzacționat. În an 1? Nu. Mă mai uit, da. Vă mai uitați. De regulă ce se întâmplă? Nu? Să vă spun cine tranzacționează în an 1. Traderii care tranzacționează pe conturi site reale, atunci se așează pe mușel, deschid calculatorul, deschid o tranzacție și încep. În an 1, în an 5, în an 1, în an 5 și cam așa tranzacționează, așa? Deci, cunosc ușor, deja traderilor care fac este data, cu siguranță sunt și perealul de asta. Dacă noi ne vedem același practic, este același instrument, depotația Forex, și dacă noi ne uităm în an 30 și în H1, practic, este o diferență între analiza lumânării. Este o analiză.
Deci asta are un rol foarte important. Deci noi când facem analiză și dorim să analizăm, ne interesează să analizăm lunarea în perioada în care tranzacționăm. Și raportate lumânările sunt încă după numărul de puncte. Asta ce înseamnă? Luăm rigla, frumșoară pe platformă și măsurăm cam plus minus care este înălțimea, care este profitul acelei lumânări. Spuneți-mi, rog, cineva a tranzacționat, deci că a văzut o lumânare, iată, spărnează neagră sau una albă și se deschide tranzacție. Băi să se lăpă mai repejor. Păi e când o analiză tehnică. De tendință, de nivele. Și cum? M-a reușit. 2-3 secunde. A, 2-3 secunde. Am crescut 2-3 secunde. S-a format lumânare, vreau să deschid o tranzacție. Și... Dar ce poate asigna asta tranzacționată mai mult cu 200-300 de puncte? Da, sigur. Și Bitcoin acolo este posibil și mai mult de luat profitabilitate. Ok, deci acesta au un rol foarte important. Și dacă noi vedem ca dimensiuni practic pe grafice, ele sunt total diferite ca lumânări. Și profitabilitatea puteți noastră să luați diferită pe piața financiară internațională. Deci, care este în general strategia de a tranzacționa, haideți să spunem, de a analiza anume aceste lumânări pe grafice? Deci, noi lumânările pe grafice, la lucru, nu suntem și o să analizăm în 1, în 5, da? Ce trebuie inițial să facem? Să plasăm fie că nivelurile psihologice, fie din trend, fie că nivelurile simple, de la nivel la nivel. Deci, doar la intersecția punctelor, doar acolo începem să analizăm formațiunile de lumânări care se formează. Așa faceți? Toți da. Să înțeleg că nu așa faceți. Da, așa. Analizați fiecare lumânare. În M1 încă. În H1. Ok. Bine. Deci este necesar primordial să plasăm nivelele. Deci doar o să vedem acele lumânări ne dau semnale. Deci singure. Nu este corect să tranzacționăm doar după lumânări. Lumânări ne dau confirmare cum este corect să deschidem o tranzacție și nici de cum nu deschidem tranzacție în cazul în care lumânarea, de exemplu, nu este bine determinată, adică bine formată. Dacă este ora 17:50 sau 17 și tranzacționăm taicrămă de H1, da? Deci, nici de cum nu deschidem tranzacția și plus să analizăm lumânarea. Odată ne merge. A doua oară nu merge. A treia oară, ca nu știu. De aceea este necesar să mergem conform analizei tehnice corecte. Adică s-a format lumânarea la ora 18 și s-a închis la 18:00. Analizăm fie cu lumânare, fie că celelalte combinații și după asta deja deschidem tranzacția pe perioada care noi dorim. Fie că am 5, am 15 sau în dai în frame-urile celelalte. Sunt traderi care tranzacționează după lumânări și analizează lumânările în perioada de daily? Sau ești ceva produs în mijloc în scurte? Prea mult. Da. Vreți acum și aici să luați profitabilitatea. Nu îți dau informații din trecut, dar nu poți să conduci să faci tranzacții după daily. Am înțeles, ok. Deci, de ce spun eu, întreb că eu am asta, am spus că, practic, dacă în daily și sunt unele cotații care merg ca miel, cu tare nu prea îmi plac. Adică îmi place acum și aici să iau profitabilitatea de pe piață. Ok, acum o să vorbim la momentul dat. Sunt două modalități. Minte, scuzea, deci două modalități de a lua profit și de a face o analiză. Este tranzacționarea cu nivelul de dificultate simplu, mediu. Deci, și este și al doilea tipaj, tranzacționarea cu nivelul de dificultate deja avansat. Cine folosesc aceste metode simplu, mediu, sunt traderii care sunt la început de drum, dar sunt traderii care au și experiență. Pur și simplu iubesc să nu se complice. Și haideți să vorbim despre categoriile de lumânări. Noi știm, practic, tendința este ascendentă, descendentă și lateral, corect. Tendința nu poate să dureze conform, deci permanent aceeași, doar creștere sau o descreștere, din cauza că sunt niște semnale pe piață care ne oferă un schimb de tendință, adică figurile de schimb de incertitudine și de continuitate. Dar, în afară de figurile de schimb de incertitudine și de continuitate, mai sunt și lumânările
de schimb, de incertitudine și de continuitate. Și haideți să vorbim. Doge. Este o lumânare care se formează, practic, noi am și am discutat. Eu nu o să mai revin. Noi analizăm, deci, practic, la nivele sau la tendință care este posibilitatea de a face o analiză a lumânărilor. Bine? În cazul în care se formează o doge, cum mai spunem la doge? O? Incertitudine. Este o incertitudine, o cruce, da? Pe piață, se face o cruce. Adică, practic, această lumânare, ea nu are un vor bine determinat. Practic, lupta între vânzători și cumpărători, ea este aceeași. Da? Și în cazul în care se formează o cruce, neavând alte, necunoscând alte modalități, practic, să luăm o decizie de a deschide o tranzacție în bani sau în său, nu este corect. Mai așteptăm alte confirmări. Ok? Bine. Deci, mai avea, aceasta este de incertitudine, o lumânare de incertitudine. Aveam și lumânarea de continuitate. Este lumânarea marabuzu. Cum credeți? Cum se traduce? Bună ziua! Cum se traduce această lumânare? Deci, la fel, are denumire din japoneză. Plină. De plină e plină și boală este. Deci, încă de care, cum mai credeți? N-avem așa niciun cercetător în domeniul lumânării să afle. Dar de ce o are așa o denumire? De ce? Acoperire cu marabuzu? Nu. Deci, ea este o lumânare, se numește marabuzu. În traducere înseamnă chiar. Practic, această lumânare, ea nu are chiar. Ea se găsește de continuitate. Ea ne oferă o informație că este o tendință puternică. În cazul în care este o lumânare de culoare albă, atunci ne oferă că este o tendință puternică în creștere. În cazul în care se formează un marabuz eu, deci o lumânare de asta frumoasă, da? În jos neagră, asta înseamnă că primordial sunt vânzătorii și nici de cum nu trebuie să intrăm într-o tranzacție, să deschidem o tranzacție de cumpărare din cauza că puterea au intrat luptători, adică deci se primesc ușii. Corect? Bine, dar sunt trăderii care folosesc aceste elemente. Nu se complică. Au văzut doar careva lumânări la intersecția nivelului și ei, deci este o confirmare de a deschide o tranzacție. Bine, dacă vorbim despre marabuzu, practic ele sunt lumânări la fel mari, frumoase de creștere sau de descreștere, fără fitil. Sau, o să mai găsiți în unele cărți sau unele articole, practic el are dar un vârf foarte micuț, un fitil foarte și foarte micuț. Practic el nu are un rol foarte important în analiza, adică în lupta între cumpărători și vânzători. Ok. Deci știm care este incertitudinea, știm care este continuitate și mai știm că avem tendință ascendentă, descendentă. Și practic, în cazul în care confirmarea că avem o tendință ascendentă este un semnal că gata, deci nu mai merg cumpărătorii, da? Mergem cu ascensorul. Și acolo este un buton, cifra 9, de exemplu, dacă sunt la etajul 60, le practic apeși, dar nu te duci. Deci este un semnal, practic, că nu mai ai unde urca. Așa și, deci, în tendință, în afară de figurile pe care se fac figura, care sunt figurile de schimb la tendință? Deci figurile, lucru, trică, vârf și capume. Iată. Deci, în tendință, în cazul în care cineva, practic, sunt traderi care nu iubesc anume aceste figuri să le găsească, dar lor le plac anume, deci, lumânări. Și în cazul în care ajunge, practic, tendința este o tendință ascendentă și este formează, sunt combinații de lumânări de creștere, corect? În cazul în care se formează, deci, o lumânare și anume un spânzurat, atunci ne oferă informația că practic, tendința se finisează și se dă un semnal că gata. Din tendința ascendentă se formează o tendință descendentă. Este?
Simplu. Am văzut, deci, practic, tendința, am văzut această lunare și ne se denotă faptul că deja nu mai deschidem tranzacție de bani. Ok, bine. Mai avem, deci, la figura de schimb mai este și stea căzătoare. În cazul în care, practic, când cade o stea pe cer, și arată un... o urmă frumoasă pe cer, da? Cineva și mai pun dorință copiii. Practic, de dată și noi vrem să fim copii și să credem în miracolea. Și ne mai punem și noi dorințe. Deci, da, această stea căzătoare, ce ne oferă? Ne oferă informația că, practic, au încercat să predomine cumpărătorii, dar din cauza că nu au avut acea putere, s-a format acel pitiu lung, da? Și din cauza dată ne oferă un semnal că, într-adevăr, tendința deja nu mai este tendința de vai, dar schimbă tendința în tendința de sar. Ok, viceversa, practic, dacă noi ne uităm pe grafice, în tendința descendentă, la fel sunt niște lumânări care se înseamnă cu cele tendințe ascendente, doar că s-au dat un pic de o altă denumire. Avem ciocanul și ciocanul inversat. Deci, în cazul în care sunt lumânări de culoare neagră, avem un nivel, fie un nivel psihologic sau un nivel de suculat, să spunem așa, în tendința de ascendentă, și s-a format un ciocan inversat, înseamnă că gata. În tranzacție de sell, nu mai intrăm, adică ne oferă acel semnal care permanent ne aduce la cunoștință. Corect? Ce vă arată la mașină dumneavoastră? Mergeți că se aprinde semnalul la, haideți, lampa, la combustibil, da? Da, dar vă arată că trebuie să mergeți să alimentați mașina. De data te nervezi că cam prea des, dacă prea mult circuli, cam prea des trebuie să alimentezi. Dar asta e. Asta înseamnă că și aici, dacă ne arată acest semnal, înseamnă că noi trebuie să luăm careva măsuri și să ne deschidem tranzacții. Ok, istoria se repete și noi știm că dacă am deschis o tranzacție și avem acolo minus, e totdeauna o să fie impus. Nu trebuie să ne panicăm, dar un pic trebuie să așteptăm. Corect? Și ciocanul. Deci, la fel, este o informație că, într-adevăr, deja tendința se finisează. De ce credeți? Anume, de ce cauza li s-a oferit ciocanul sau ciocanul inversat? Seamnă cu ciocanul. Ce se întâmplă? Haideți, bănesc, și noi femeile am dat cu ciocanul, dar de asta mare cred că nu. Bă, cum se numește ciocanul ăsta mare, frumos? Haideți, spuneți-o de numere, că nu știu. Coval. Coval, ok. Ce se întâmplă când dați coval, dar, de exemplu, în putere? Ce face coval? Dar vine cu... Și vine înapoi. Așa se întâmplă și cu deci, aceste denumiri de ciocan, da? Adică, practic, s-a lovit de nivel de suport și el cu putere își schimbă tendința, se schimbă viceversa. Deja o să țineți minte, o să asociați piața financiară internațională ciocanul cu cobalda. Da? Ok, sunt niște semnale, niște indicii că, într-adevăr, este posibil de a lua profitabilitatea. Da, sigur. Sau mă deți încompetentul ei pe domeniul, pe lumânări de date. Ok, bine. Da, sunt traderi care pur și simplu, deci nu iubesc simplitatea pe piața financiară internațională, poate și credibilitatea o perioadă lungă de timp, dar ei dacă informația mai vastă. Lor le place să analizeze, practic, sunt persoane de regulă de asta că mă trebuie ceva să cumpărați la magazin. Ce faceți? Ați avut lista, ați plecat și ați cumpărat X, Y, Z, produsele care aveți nevoie. Dar sunt oameni ce fac? Au scris lista, s-au dus și încep a citi jumătate de zi de magazin, citesc din ce este compus, de exemplu, produsele, corect? Adică ei nu se satisfac doar că au strictă necesitate, dar ei încep să studieze mai avansat. Poate descoperă ceva ce n-a fost descoperit în fața pământului și, adică, practic, sau, de ce nu, să cunoască care sunt beneficiile sau care nu sunt beneficiile acelui produs. Ok, deci acum o să trecem la un nivel mai avansat. Vă sugerez să vă notați informația, că vă zile mele de regulă și să știa din telefoane. Ok, deci
traderii care sunt profesioniști, care deja au o experiență mult mai mare pe piață. Și la fel, nu contează de care trader ești, practic strategia în cazul în care sunt careva schimbări pe piață, combinația de lumânări, ele sunt aceleași, adică este combinația deci de schimb, lumânările de schimb, lumânările de continuitate și lumânările deci, de incertitudine. Și dacă dumneavoastră, deci acolo vedeam, cunoșteam că este combinația crucea, aici noi vedem că ele sunt cruci de diferite tipuri. Ele sunt patru tipuri de cruci. Iarăși independență. În cazul în care de incertitudine noi le combinăm cu alte lumânări din anterior, atunci ele ne oferă o informație și despre schimbul prețului. Este? Dar cine nimeni, absolut nimeni nu-și doresc să-și noteze informația, începe să fotografiază. Dar fotografiezi șterge. Știți, mi-am fost să facă faptul când dumneavoastră să-ți schimbi tranzacții și să începeți să căutați lumânările în telefon. Sau cineva care tranzacționează de la telefon, face analiza, mai deschide și pozele cu combinația de lumânări și tranzacționează de pe. Ok, vă sugerez să vă mutați careva informații de ce nu s-au ales la dumneavoastră. Deci vorbim despre aceste patru tipuri de combinație de lumânări de incertitudine. Practic, dacă vorbim despre ele, este ne oferă informații că nu știm ce o să fie. Cumpărătorii sau vânzătorii. Da? Ok. Noi, dacă vedem aceste combinații și dacă vedem aceste lumânări, știm că este o indecizie, dar în cazul în care vedem că ea se combină cu marabuzul, adică este foarte important în cazul în care dorim să intrăm în esența anume acestor lumânări, este foarte important să analizăm celelalte două lumânări. De regulă, noi și așa și vă învățăm, adică vă sugerăm la lecții. În cazul în care nu analizăm acea lumânare care este formată la cum la moment, dar ne uităm și precedent. Na, aici, dacă este vorbim de cruce, clar lucru că nu analizăm doar cruce, dar analizăm și celelalte, haideți să spunem, două lumânări care sunt, se formează la moment. Da? Ok. Bine. În cazul în care vorbim despre lumânările de schimb, adică de incertitudine este doar Doge. Doge, fie că într-un singur exemplar, în cazul în care nu doriți să vă puteți, fie că în acele patru exemplare, dar ele au ca scop același mesaj, să spunem așa. Ok, în cazul în care se formează, deci este o tendință de ascendent, da? Și sunt primordial putere au cumpărătorii. Corect? În cazul în care după o creștere frumoasă a trendului, a prețului, deja se formează o cruce. Atunci deja nu oferă informații că într-adevăr, deja nu mai este o incertitudine, dar este o informație și de schimb al tendinței. Ce se întâmplă practic? Haideți să plăcați să vă luăm un exemplu. Merge vinerea neagră, da? Când reducerile la diferite magazine. La ora 10 se începe procesul și timp de 2 ore sau cât acolo durează reducerea dată. Stau la ușa și cu putere. Oamenii intră. Ceilalți, 2-3, la sfârșit, deja, practic, neînfrumșor, încetșor. Așa și pe piața financiară internațională. Deci, practic, iau asalt cumpărătorii și apoi deja se merge acea cruce, acea indecizie între deci, vânzători și cumpărători. Cineva iese, cineva dintre, da? Și în cazul dat, deja ne oferă tendința gata. S-a optimizat numărul maximal de cumpărători și se înceapă o tendință, se schimbe tendința de buy and sell. Sau este, deci vorbim și despre combinația în cazul în care este o tendință descendentă. La fel, combinația de lumânări, adică este o lumânare practic marabuzul neagră și în cazul în care se mai formează și acea cruce, deja ne denotă faptul că este necesar să fie să luăm profitabilitatea de pe piață, că își schimbă tendința, adică avem posibilitatea deja să deschidem tranzacție de bani.
iarăși în dependență de strategia pe care planificarea o finisează. Este cald așa? Da. Văd că acolo în spate deja nu este prea cald. Ok, bine. Asta vorbeam despre lumânările de schimb. Și clar lucru că aceste lumânări de schimb ele sunt mai multe. Și haideți să pentru asta și am venit să cunoaștem detalii despre combinații de lumânări, cum ele se schimbă în timp și practic. Noi am trebuit nici de până să găsesc lumânări de luce. Ok. Mai avem pentru schimbarea de luminiță sau schimbarea de la corecție, la impuls sau viciulență, la nivel, la nivel, este lumânarea de înghițire. Și ele sunt de două tipuri lumânări de înghițire. Avem, în cazul în care este o tendință descendentă, formată de câteva lumânări, fie că nu contează dimensiunea. Și în cazul în care următoarea lumânare înghite pe acest val, atunci ne denotă faptul, deja semnalul, dar să fie aceasta finisată. Da? Așteptăm nu că în procesul să se formeze, dar deja când este finisată, asta ne denotă faptul că o să fie o tendință deja ascendentă, dar nu descendentă. Ok? Și este, deci, în tendința la fel. Dacă este o tendință de creștere și se formează o lumânare de înghițire, deci înghite șarpele, înghite vrăscuța, da? Atunci, cu siguranță, deja nu mai are viața acea vrăscuță. Așa și pe piață, în cazul în care se formează această lumânare. Pentru că deja primordial ne denotă faptul că trebuie să închidem tranzacția ca să luăm profitabilitatea de pe piață. Ok? Nu fiți striști. Asta merge chiar și în cazul corecției. Poftim? Și în cazul corecției. Și în cazul corecției înseamnă. Deci bine, corecția poate fi mici, da? La fel sunt punctați, da. Deci, dar care este corecția? Noi avem și strategie de tranzacționat și o să vorbim la sfârșit. De la nivelul împiotor, tot este o strategie de a tranzacționa și în cazul în care avem confirmare de la nivelul de suport sau de la nivelul de rezistență, în faptul dat așa, ne oferă posibilitatea de exclamă profitabilitate sau să deschidem o tranzacție. Toți au maniere de tranzacționa diferite, doar noi nu suntem identici, nu tranzacționăm și nu vedem piața în același mod. Da? Cineva iubește să tranzacționeze după nivele, cineva după tendințe, după alți indicatori. Sau cineva, în general, iubește să mă sigur, toți vorbim. Ok. Bine. Deci ne-am înțeles. În cazul în care există lumânare de înghițire, une prima este mai mică ca a doua lumânare. Vă spun că este o carte foarte groasă. Dacă o să încerc, deci, vă sugerez să vă axați pe cele mai importante combinații de lumânare, dar dacă o să începem să învățăm toată combinația de Mendeleev acolo, clar lucru că o să ne complicăm foarte mult. Dar acestea sunt practic, acele combinații importante, acele combinații care sunt folosite de cei mai mulți trader profesioniști. Este, da? Ok. Iată, am văzut. O tendință ascendentă. Corect, foarte bine. Deci, de regulă, așa fac la practică, la traderii mei. Deci, eu permanent greșesc. Este o tendință descendentă. Ne oferă informații, clar lucru. Deci, avem lumânarea un cecan, da? Și apoi, deci avem lumânarea de înghițire și asta ne denotă faptul practic că avem posibilitatea să deja să schimbe tendința. Dar spuneți vă rog, aici nu este reprezentat grafic, nu am stat și am făcut deja toate, să spunem așa, prețurile, dar ce se formează aici? Se vede ceva ce se formează? Sau? Un trend. În cap cu unii, cineva vede în cap cu unii, cineva vede... Sus? Da. Sus e curieță. Incertitudine. De o figură de... Nu, clar, lucrurile nu este imaginea, deci mai departe se vede, dar este o figură de... Băi, panionul și fagul de care figură este? De continuitate, așa, dragi traderi. Practic îmi permite că asta deja cunoașteți, sunteți traderi bine informați. De asta și vă întreb să văd cum vă simțiți. Ok, deci ne arată practic această informație și noi dacă ne uităm, este la un nivel
de suport. Corect? Deci merge o tendință descendentă, un nivel psihologic de suport și după aceea avem această combinație de lunări care ne oferă posibilitatea deja de a avea transacții de bani. Foarte bine. Bine, haideți să vedem care sunt aceleilalte combinații de lunări care ne oferă indicii pe piața financiară internațională. Deci, lumânarea de inițiere, unde prima lumânare este mult mai mare ca a doua. Ați auzit de așa combinație? Când prima se fie de inițiere. Nu ați auzit. Ok. În cazul în care, practic, avem o tendință ascendentă și a doua lumânare merge, se ambalează, haideți să spunem așa, în interiorul celelalte prime, primordiale, atunci la fel. Asta este ca un uita în oglindă, da? Așa și este pe piață. În cazul în care lunarea de înghițire 1 este mult mai mare ca lunarea de înghițire 2, la fel, deci această combinație trebuie să fim atenți că deja tendința de ascendentă trece în descendentă, da? Și în cazul viceversa. Deci ele se întâlnesc, practic, aceste lumânări se întâlnesc atât la trendul ascendent cât și la trendul descendent. În cauza că trendul este format practic din impuls și corecție. Nu merge nimic la infinit, fie ca sus, fie ca în jos. Este o luptă între vânzător și cumpărător. Noi avem avantajul că nu suntem traderi din 1800, da? Noi avem avantajul că avem aceste lumânări și avem acel corp care ne oferă mai multe informații despre evoluția prețului. Deci, lumânarea de înghițire, aceeași situație ca și cu lumânarea cealaltă de înghițire, doar că sunt viceversa. Ok, bine, am zis, parcă vorbesc prea repede. Ok. Aceeași situație. Deci, avem tendință descendentă, avem o lumânare și, practic, aceasta este înghițită, adică prima este mult mai mare. Și, la fel, sunt niște zone psihologice unde se formează aceste lumânări, care le denotă în semnal trebuie să fim atenți. Este? Foarte bine! Haideți să trecem la următoare. Deci ele sunt multe lumânări, da? Să le învățăm, cum am spus, pe cele mai importante combinații de lumânări. Deci avem pinseta. O combinație de lumânări, deci am mai auzit cineva de pinseta? Ele sunt foarte și se vor și să mai analizați și denumirea lor. Și cum, ce ele au dat așa denumiri ca ele să aibă deja practic peste 300 de ani, suntem în 1700, deci 750, plus minus în jurul zonei date. Deci, penseta, ea se observă odată cu formarea mai multor lumânări, unde umbrele sunt egale. Iată, practic, avem o tendință ascendentă, da? Și avem o combinație de lumânări, fie că este lumânarea de culoare albă, fie că lumânarea de culoare neagră. Dar nu contează, avem fitilul, care este, practic, se finisează la același nivel. Adică noi îl numim, în cazul dat, nivelul de rezistență. Corect. Bine, deci, nivelul de rezistență. Vă întreb că îmi pare că o să adormiți aici, analizând lumânările. Ok, avem nivelul de rezistență. Și în cazul în care, practic, aceste umbre se finisează, se opresc la acest nivel, deci nu se mai duc, nu au puterea cumpărătorii să meargă mai departe și în cazul dat, ne dă notă fapt, e deja la fel. Analizăm tranzacția, dacă suntem mulțumiți de profitabilitatea pe care o luăm de pe piață, atunci, de ce nu culegem mărul din fructul, adică fructul din copacul care deja fructul este gol. Corect? Ok. Avem atât în tendință ascendentă, cât și în tendință descendentă. La fel, la nivelul de rezistență se formează de suport, se formează, deci, acele combinații de lumânări sau acel nivel, deci, acel fitil, care, practic, nu are putere, adică, mai mult predomina taurii decât urșii. Și, la fel, ne oferă un semnal că, într-adevăr, trebuie să luăm hotărâre în privința, deci, lumânărilor. Ok, nu, haideți să vedem care sunt mai departe.
Vedeți? Este o tendință descendentă. S-a format această zonă și apoi se formează o tendință ascendentă. Practic, am încercat de mai multe ori. Cei care tranzacționează și practic, din ce cauză spun cei care tranzacționează pe real? Din cauza că cei care tranzacționează pe real, ei mai mult analizează nu vrei lumânările astea. Adică, practic, nu aștepți, hai încă un pic să închide. Iată, eu mi-am pus aici take profit, dar mai iau încă un pic și poate mai... Nu iau 30 de puncte, dar 50 de puncte, dar iată, iau un pic, am 5 puncte mai mult. Și tot așteptam și tot așteptam. Câteodată să numerești că pierdem intrarea. De aceea, noi tot timpul spunem take profitul la nivelul de suport. Dar cineva mai zâmbește, înseamnă că sunt de ăștia care așteaptă, dar poate nu 5 puncte, mai rău pe piață. Deci sunt niște semnale care ne oferă la fel informația de schimb de tendință. Ok? Bine. Haideți să vorbim despre 3 doci. La fel este o combinație de lumânări. În cazul în care avem o tendință ascendentă sau o tendință descendentă și în cazul în care se formează 3 lumânări anume crucea, da? Ne oferă informația că este un schimb de semnal, de putere. Deja, când se luptă unul la unul, ce se întâmplă? Adică probabilitatea că unul să câștige mai mult sau altul, adică este 50 la 50, corect? Dar în cazul în care se luptă 3 la 1, care este probabilitatea să câștige acel 1? Este o probabilitate foarte mică. Așa și cu piața financiară internațională. Bine, o cruce încă mai este cum mai este. Dar dacă s-au format 3, asta deja trebuie să aveți un semnal de alarmă că gata, tendința s-a finisat și deci tendința fie că este tendința ascendentă, fie că este tendința descendentă, se finisează. Noi vorbim acest instrument, am mers o tendință ascendentă, dar noi vedem că deci, practic, lumânările sunt foarte mici. Adică înseamnă că volatilitatea instrumentului este mică. Dar totuși ne arată un semnal că tendința deja s-a finisat și merge tendința de descreștere. Și nu contează care este instrumentul. Noi vedem și volatilitatea și vedem că, iată, practic, formele lumânărilor, ele nu avem lumânări identice. Ele plus minus se asamnă, dar, deci, identic, nimic să nu căutați pe piață, că niciodată nu o să găsiți. Din cauza și din punct de vedere fundamental, piața este schimbată, adică practic nu o vezi permanent. Sunt astăzi la referință, la american, cineva o să așteaptă la 21 sau nu? Toți o așteaptă. Oi, ce mi-a făcut? Deci, da, practicitatea o așteptăm foarte bine, într-adevăr. Fiți atent din cauza practică. Deci, astăzi am putea spune, volatilitatea nu prea era dimineața, când m-am uitat eu la... La dolar. Toți așteaptă acum, nu, dacă seara, adică dacă o să plăgem toți acasă, prindem lumânările, măcar pe drum, în mașină, dar toți se prindeți la profitabilitate. Ordinea amânată, nu uite, la anumitări cu cine tranzacționează, include ordinele amânate. Da? Cineva tranzacționează ordinele amânate, cineva așteaptă să finisezi noutate și să meargă viceversa, adică fiecare au tactică diferită de a tranzacționa. Ok, bine, nu o să vă rețin mult, practic este multă teorie, multă combinație de lumânări, poate cumva plictisesc, dar vrem, noi nu vrem. Deci, ceea ce ne poate plictisi ne aduce și o profitabilitate în cazul în care este combinată foarte bună cu alte strategii. Deci, nu transacționăm doar cu lumânările, da? Nu, sunt și excepții, nici nu descurc. Ok, fugare. Există și așa combinații de lumânări. Practic, când e uitat, închide plus minus coincide unul cu altul, dar trebuie să facem, știți, câteodată ai două ingrediente și trebuie să facem care, dar diferite din ea. Așa și piața financiară internațională. Avem două lumânări, albă și neagră, dar trebuie să înțelegem deci, cum influențează aceste lumânări, practic, de zi cu zi, la diferite instrumente. Ok, deci merge o tendință frumoasă, adică, practic, m-aș merge eu cu prietenul, da? Avem de câștigat ceva la un concurs, la salergat, da? Eu merg încet și oricum, nu prea mă dor picioare, dar prietenul meu ce face? Aleargă mai rapid, așa și cam să primești cu tendința. Merge prietenul încet și oricum, încolo,
Deci două lunări îi dau la fug, dar asta înseamnă că deja la fel. Pica este într-o tendință ascendentă și se formează combinația de lunări, fugau, adică parcă ar merge cu pași mai rapid. În desenul ăsta animat este un... Trebuie ceva de desen animat sau nu? Că eu mă uit la desen animat. Este o pasăre care practic nici nu te uiți, că e așa drept de din picioare, este când am colț în altul. A văzut cineva bănesc așa de desen animat? Lazușca Udmi. Eu, iată, asta, deci acest personaj. Practic, când te uiți într-o parte, când te uiți în alta, așa și cu lumânările. Practic, te uiți că e lumânare de creștere sau de descreștere și când nici n-ai reușit, că e deja e tendență de ascendență. Deci asta ne denotă faptul că, practic, noi de deja trebuie să ne axăm tendența aici de său, aici de bani. Ok? Bine. Haideți să vedem, deci, este însăși această combinație pe grafice. Deci, merge tendința ascendentă, frumos, și merge cu puterea ugarul la vale. Nu sunteți de acord, domnul Alexandru, cu combinația? De acord. Sunteți de acord, da? Pur și simplu mă mult, vă fac... Mă mult de fiecare. Cine a tranzacționat Bitcoin 25 mart, o prins așa, domnare. Fugar. Și cineva spune, poate să oprește din mers, adică un pic. Și cineva, dacă avea, poate 5 voturi pe Bitcoin, nu... Sără, îți spune că asta nu poate. Dacă avea pe bani, nu cred. Da, dar față că aici nu te ajută nici de cum rugăciunea aici te ajută, analiza tehnic și analiza fundamentală, dacă traderii sunt. Nu, dar să primești fugar, și tot te rogi, dar poate să oprești din dar gata, poate un pic. Nu fix așa am fost cu Bitcoin. Dică 25 mar. Mi-a să țineți minte, Matei, că era o traderiță, practic am dat cu volumul necorespunzător, o să vorbim acum, dar deci, era pe real, și a intrat cu un volum foarte mare pe un instrument care a zis că avea un tort în frigider și s-a pus în decalculator și mânca. Dar de ce nu te dea seama că e mănâncă, alta un bol de miere. A luat și mânca. S-a chinesat un normal, trendul mers cum trebuia, adică nu a afectat absolut nimic, dar tranzacționarea prezintă și 80% de emoții. După ce se finisează, închide calculator, îți duci la frigider și întreabă copiii. Dar noi doar nu e tortul. Unde este tortul? Când copii, mamă, tu l-ai mâncată. Deci altcineva cu bolul de miere. Și-a pus bolul de miere. Mânca. S-a finisat tot pe piață, a lăsat emoțiile și când bolul sunt, dar unde se merge? Cine a mâncat miere? O arici. N-a vorbit cineva pe piață din acela internațională și ne-a furat miere. Deci, fapt că ele sunt și noi trebuie să vrem, noi nu vrem, trebuie să atragem atent anume combinația dată de lunări, să fim atenți la ele, practic ne oferă întrebări foarte bune de a lua profitabilitate pe piața financiară internațională. Ok, mai este încă. De continuitate. Deci, corp la corp. Ce se întâmplă? Unde prietenul acolo? Este așa o strategie. Unde cum mână acolo sunt eu, unde prietenul acolo sunt eu, sau unde prietenul acolo sunt eu. Adică, dacă se formează, o combinație de lumânări corp la corp, asta ne înseamnă, ne denotă faptul că tendința, deci își păstrează direcția și merge mai departe tendința, fie în cazul în care, deci este o tendință descendentă, atunci corp la corp se formează lunările de culoare albă, deci dacă este tendința ascendentă, se formează corp la corp, deci lumânări negre, doar că câteodată poate să fie corp la corp plus cu minus, adică altul cu negru. Asta l-am înțeles, dar ca dimensiune plus minus
ele sunt la fel. Asta ne înseamnă că tendința își păstrează direcția. Este o continuitate. Deci, de regulă asta se întâmplă în cazul în care au doi prieteni de mers la un desfăcut. Deci toți merg pe aceeași direcție. Nu se duce unul într-o parte și unul într-o parte. Da? Sau, deci, practic, mama cu bebelușii gemii. Au pus doi bebelușii gemii, unul se duce în partea și cealaltă și se duce și cealaltă. Nu se schimbă direcția. Deci ei merg în aceeași direcție. Așa și pe piața financiară internațională, dacă vorbim despre combinațiile date de lumânări. Cam acesta este, dacă vorbim despre continuitatea. Deci, dacă vorbim despre reprezentarea grafică, avem o tendință descendentă, o creștere frumoasă. Avem, asta este în graficul euro-dolar, am găsit în graficul de daily. Deci s-au format aceste două lumânări cort la cort și a continuat. Deci direcția în tendință baie. Aici punctajul este unul foarte și foarte frumușel. Adică acasă puteți chiar să analizați deci, aceste combinații de lunări. Plus, toate aceste combinații de lunări pe care noastră astăzi le vedeți, care le puzați, care le descrieți, doar că până nu o să le implementați, adică nu o să le cercetați pe piață, practic, dumneavoastră o să pierdeți skill-ul și nu o să înțelegeți esența. Până la urmă, ca să fie rezultat în urma unui proces, este necesar ca să depuneți efort. Corect? Spuneți-vă, rog, câtă muncă ați făcut dumneavoastră la lecțiile de practică, ca până acum, când dumneavoastră să transacționați cu rezultat frumos, adică să fiți trader de real, unii de trader. Sau nu contează. Cine veni să? Dacă mă greșesc cineva doamnă din grupă, a venit să o doamnă și a spus că inițial la prima lecție era foarte dificil, vrea să vaxe, dar soția a spus, tu permis-o în a șaptea oară la dată, tu vrei transacționare, trebuie să fii perfect chiar de prima lecție. Da? Cumva, dar ce s-a făcut la lecție, la lecție? Practic, la fiecare lecție s-au deschis tranzacții, s-au analizat tranzacții, s-au analizat lumânările, deci s-a depus efort. Ceea ce și vă sugerez și vouă. Deci, până nu o să puneți în practică, mult și bine pot să spun că, de exemplu, o mâncare X se face într-un fel, dacă noi, sau cum se merge la volan, pot să vă explic acum teoria mult și bine, pentru a întâia, pentru a doua, pentru a treia și tot așa mai departe, dar până nu o să simțiți dumneavoastră acel instrument sau mașină, practic nu o să deveniți expert în combinația dată de lumânări. Este! Deci, la fel ne denotă un pact în privința tranzacționării, adică de a-și continua traseul. Bine, mai avem de continuitate trei ciori, se mai spune ciori, negre. Deci, înseamnă în cazul în care se formează o continuitate, un șir de lumânări de culoare neagră, asta înseamnă că tendința este puternică în descendere. De exemplu, dacă vorbim acum despre trei ciori negre, sau hordi, se mai spune unele manuale să găsi, dar practic au aceeași seaz. Trei soldați sunt în tendința ascendentă. Dacă vorbim de cei trei cioroi negre, ei sunt în tendința descendentă. Deci, practic, ei merg viceversa. Iată, din ce cauză mi s-a dat, bănesc eu celor negri, din cauza că celor nu sunt prea frumoși, adică se duc mai mult în... Deci nu merg înainte, dar câteodată ei dau, merg înapoi. Au tendința celor ei. Ați amândat de fapt că ei nu merg în spate. De aceea, putem? Nu, nu vreau să analizați. Analiza fundamentală și analiza tehnică a celor. Deci o să fie important, o să vedeți strategii noi, lucruri noi, transacționarea cu mare combinativitate. Bine, deci la fel, ea se găsește doar în tendințe de ascendent. Deci în cazul în care veniți acești trei cioroi negre, înseamnă că tendința este una puternică, deci ca și flagul faimonul, ea își continuă traseul și ne-a putut să luați profitabilitatea din combinația dată de lunar. Ok, și avem și trei soldați albi. Deja această combinație
Deja această combinație de solați alb se găsește în tendința așa. Adică, deci, când merg combinațiile, primordial, mai mult ne axăm pe tendința de baie decât de sal. Știți de ce nu s-a dat rezultați alb? Doamne? La ceroi v-am spus că ceroi merg mai mult în urmă, în față, dar soldații merg înainte. Adică erau trei generali în Japonia care mergeau la luptă și totul vine din Japonia, practic, nu nici de cum de la noi, da? Și erau trei generali care, când se duceau în luptă, atunci ei mergeau, indiferent care era situația, ei dădeau tot înainte și înainte cu putere. De asta și s-a oferit pe piață. Deci, în cazul în care, practic, ai vrea la o noutate adică să oprești lumânarea aceea, dar ea tot se duce. Practic, este acea lumânare care, și dumneavoastră, cumva ele, plus minus, au același, să spunem, ca formă, da? Și ca idee. Deci, este o continuitate la trei soldați. Și puteți să luați De regulă aici la trei soldați sau la trei cioroi, între lumânari, practic, nu este încă. El poate fi la doge, deci la combinația, de exemplu, între Mamacuzu și doge, sau între cele trei cruci. La fel poate se întâmple în cazul în care ne-ați să faceți analiză, la fel se întâmplă să fie gălbușe. Vorbim acum nu de pe piața doar cripto sau de piața afară sau piața de capital. Dar vorbim și de piața Forex, se întâmplă și în deci să fie aceste gâmpuri micuțe între aceste lumânări. Pur și simplu, dumneavoastră nu le-ați cercetat și de asta nu poate nici nu am sărsăvărat, dar că printr-un micuț, clar că nu se deschide o lumânare și practic merge brusc diferența dată, da? Aici mergem, vorbim de câteva, două, trei puncte într-un, dar el se vede acea mișcare. Este? Ok. Bine. Strategia de tranzacționare. Deci, după combinația de lumânări. Noi am spus că dacă o să căutați, sunt, nu spun. Este o strategie deci, care la fel o folosesc traderii profesioniști cu staj, nu de un an, doi, trei, dar traderii deja care practic și cu ochii închiși pot să deschidă o tranzacție. Da? Atunci ei tranzacționează doar după lunări. Doar, deci, practic, fără absolut nimic. Au văzut lunare și deja știu ce gust are piața la acel moment. Dar aici este nevoie de o experiență foarte mare în spate. De ce? Eu nu vă sugerez ca dumneavoastră să tranzacționați cu ochii închiși doar după combinația de lunări. Ele, bine, sunt mai multe strategii. Lumânările se combină cu ceva. Dumneavoastră nu mâncăm doar sare sau doar zahăr, da? Dar noi aceste ingrediente practic le punem în diferite mâncări. Și până la urmă, rezultatul contează care îl primim la sfârșit, da? Este tendința în combinație cu lumânările. Nivelele psihologice în combinație cu combinație cu lumânările. Moving average în combinație cu lumânările. Bollinger Bandson în combinația cu lumânare. Deci sunt niște ingrediente pe care dumneavoastră trebuie să știți să le folosiți sau alți indicatori, da? Parabolisarul sau deci sunt indicatoare ca Ishimoku, da? Nu contează. Chiar și la metodele diferite, medierii, metoda adăugării, la Fibonacci expansiunea, la Fibonacci retragere, ca să analizați anume acele semnale datorite care dumneavoastră primiți intrați în tranzacție. Și haideți să vedem cum arată plus minus anume strategiile date de tranzacționare. Tendința plus combinațiile de lumânare. Deci sunt traderi care nu se complică. Ei nu au nevoie de nivele, ei nu au nivele de indicatori, pur și simplu s-au plasat,
acum am plasat o tendință în H1, dacă nu mă greșesc, da. Deci am plasat o tendință în H1, când este nevoie ca eu să atrag atenția la acele lumânări, fie că la o lumânare, fie că la o combinație de lumânări pe care am văzut-o până acum. Adică, practic, ajunge la, deci este nivelul de rezistență și nivelul de suport. Este o tendință ascendentă. Deci analizăm semnalele la intersecția nivelului de, deci, suport. Este? Ok, bine, în cazul în care nu tranzacționăm cu nivelul. Iarăși ajuns prețul aici, la nivelul de suport. Iarăși analizăm combinația de lumânări. Foarte bine. Deci, a ajuns la nivelul de rezistență, analizăm combinația de lumânări și informația care ne oferă ele. Iarăși ajunge la nivelul de suport, practic, prețul figurează, impuls, corecție, impuls, corecție. Iarăși suntem atenți la aceste semnale. Deci, niciodată nu tranzacționați fără combinații de date. Ok? Că o să, de exemplu, dacă o să mergeți doar lumânările și fără tendință, atunci posibil să mâncați prea mult zahăr sau prea mult în sare și nu să fie delicios până la urmă rezultatul, da? O să vedeți amăgeți de aceea. Deci faceți așa o combinație mai frumoasă. Da, durează un pic când am plasat această tendință, dar până la urmă nu trebuie să ne fie lene să analizăm, să plasăm o tendință de cauză, că tendința este primordială. Adică, practic, dacă o să avem deja 10-15 ani și o să analizăm și psihologia privează financiară internațională și o să avem și o experiență în spate, de ce nu aveți cu dreptul ca să tranzacționați pe aceste nivele. Dar ea este o strategie, adică sunt niște semnale care nu ar să luați profitabilitate de pe piață. Deci, nivelele psihologice plus combinația de lumânări. Bine, sunt traderi care tranzacționează practic fără tendință. Dar ei își plasează strategia simplă, de la nivel la nivel, doar că aici profitabilitatea este un pic alta decât în tendință, da? O profitabilitate mai mică. Asta ce înseamnă? Avem plasate nivelele psihologice, care sunt, asta de la mine, de pe grafic, deci care sunt mai puternice și care sunt mai slabe. De regulă, traderii mei știu că eu, deci în perioada de daily weekly, folosesc nivelul ăsta puternic în ziduri, eu le mai spun niște ziduri puternice, în H4, în H1, eu plasesc niște nivele mai slăbuțe, care sunt mai ușor de trecut. Și în cazul în care este nivelul de suport și nivelul de rezistență, s-a format o combinație de lumânări, deschidem tranzacție până la următorul nivel, nivelul de rezistență. Avem confirmarea, a străbătut zona dată, iarăși deschidem tranzacție de la nivel la nivel. Bine, aceeași confirmare, practic aceleași confirmări, noi le verificăm când ajung la nivelile. Deci nu mai stau și analizez, dar poate aici un pic s-aduce, dar poate aici un pic s-aduce. Nu! Când am nivelul puternic, da? Sau un nivel mai slăbuț în H1, la străbătut să-mi dă confirmare ca să iau o profitabilitate, de exemplu, de 20, 30, 40 de puncte, în diferență de instrument. Cineva de Bitcoin nu este și tranzacționează pe nivel, corect? Să tranzacționează pe nivel. Nu mai tranzacționează pe nivel. Ok, nu știu mai tranzacționează. Da, nu vă faci cu ochi, și spunea. Nu, absolut. Absolut. De vreau nu vreau să fie așa. Știți cum? Deschid tranzacții și atunci mă supără ei pe SP. Dar și eu, adică, nu sunt lider, că eu aveam un altul sunt trader. Și tot așa, câteodată mai aud voci de anterioare. SP, SP, SP. Mai deschid, mai închid iarăși, iarăși, SP, SP. Deci cumva, sau Google, sau Apple, sau Bitcoin, adică fiecare sunt la identitiv, dar câteodată s-aud voci. Asta nu sunt voci, astea sunt vocile traderilor, știți? Pe noi, cumva, nu, da, să folosesc eu un cuvânt așa mai frumos, nu ne cere să fie de tranzacție, ne vrem o stabilitate, da? Da, tendează, da, ca și dulcile sau ca și oricare ceea ce nu se poate fi cărții, adică, practic, dar, bine, nu spun că nu se poate pe Bitcoin sau nu se poate pe SP. Se poate, dacă vorbim, conform
Dacă analizăm conform depozitului nostru, sigur că se poate. Deci nu sunt restricții. Transacționați ce doriți, contează până la urmă raportul să fie profitabil, adică să aveți profitabilitatea. Când nu tranzacționăm, pur și simplu un dragubit. Tranzacționăm un spot, să facem bani. Da? Ok, am înțeles. Deci, care este nivelul psihologic și combinație de lunări? Sigur, dacă am avea doar nivele și fără lunări, să deschidem tranzacția sau profitabilitatea, nu este. Dar dacă avem acele lunări, avem posibilitatea să luăm profitul de piață. Este? Ok, haideți să vedem. Moment, average plus la fel. Combinația de lunări. Deci eu am aici un moving average 9 și 14, am folosit în cazul în care avem intersecția bezelor și în cazul în care una se bate cu cealaltă, prima beală, cea mai mică este mai rapidă și merge în sus, analizăm și combinațiile de lunări. Dacă și combinațiile de lunări, deci aici un pic, cu fel de semnal, un pic întârziere, nu chiar ca la tendință sau ca la deci nivele. Aici este un pic semnal, adică trebuie să aștept aceste lumânări un pic și apoi să deschid o tranzacție de bani. Bine, aici aștept zona de confirmare, practic zonele acestea de intersecție, eu trebuie să analizez combinația de lumânări, că pur și simplu dacă nu aș avea niște lumânări și doar benzile, clar lucru, aceeași situație. Nu mi-o oferă posibilitate sau profitabilitate de piață, doar că este un ingredient adițional care mă oferă gust tranzacție, adică mă oferă profitabilitatea tranzacțiilor pe care le are. Este? Ok, și ultima și nu vă țin mult. Bollinger Bands și combinația de lumânări. Cineva folosește acest indicator? Pe perioade scurte de timp, în ce am 15-60? Mai mult folosește pentru a acumula numărul de loturi. Am înțeles că nu o să vi se finiseze parteneriatele, atunci ce să ziceți? O să veniți la manager și să spuneți. Noi vrem acum să facem 1000 de loturi sau 5000 de loturi, ajutați-ne. Da, într-adevăr, el ne ajută foarte mult să facem profitabilitatea și anume să facem și loturile. Că dacă facem multe loturi și puncte puține acumulate din curs de o zi, loturile noastre trebuie să fie corect sau nu corect. Ați tranzacționat, dar cineva a stat și a tranzacționat, de exemplu, să facă o statistică timp de o oră de vreme, dar în timp, perioadă scurtă de timp, câți bani pot face în decurs de o oră. Ia să începați și să vedeți care zic. Eu am tranzacționat la fel, după spun paste, cu un puntaj puț, loturi multe și profit. Evident, au fost și ceva tranzacții în minus, orice caz profitul a acoperit cu mult minusul. Da? Mult! Aici, adică voi n-ați fost pe plicuți. Păi și asta este scopul. Conform risc și managementul, profitul trebuie să fie mult mai mare ca pierdere. Și chiar dacă avem un minus, dar asta și normal, o anumit și eu am minus. Adică 100 de tranzacții îl faci liber într-o zi. Păi este. Deci eu vine atractivă că am avut timp, practic, nu am lucrat. Am spus, de dimineață, până seara, știți cum, eram pe telefon și mă, de ce mă par la terasă? M-am telefonat, suntem un paisel și când m-au dat, ajung la 70 de loturi, dar nu când am face loturi, dar pur și simplu tranzacționat, m-au dat pe zi și l-am calculat. Stăteam cu soțul și spun, uite ce profitabilitate am luat eu astăzi, pur și simplu având oaspeți și stând doar la telefon, foarte simplu, adică nu m-am axat, este posibil. Dacă vrei, mai ce cele loturi, dar până la urmă ce vreau să spun, o cantitate, nu aștept să am din o tranzacție, de exemplu, 1000 de puncte, da? Dar am 100 de tranzacții cu un puntaj mult mai mult, dar până la urmă se umple coșul. La noi, în coșul nostru, la afacerea noastră, crește, profitabil, da? Încep. Da, dar scrieți-mi urmă. Și sigur. Și sigur, corect, ce să faceți? Eu tot timpul folosesc. Avem o scară și mergem pe prima dreaptă și avem să urcăm pe 5 dreaptă și apoi pe a 30 dreaptă. Probabilitatea că să mă călcăm corect este foarte mare. De aceea este foarte bine. Mergem frumos. Statement-ul, poate n-ați l-ați văzut. Ce înseamnă să mergi frumos așa, decât să mergi? Ajuns Bitcoin, am scăzut Bitcoin. Și numerul mânările. Pare că cineva mai spune, că cineva ne urmăresc pe piață. Nu ne urmăresc. Sunt niște reguli pe care trebuie să
să le analizăm. Deci dacă vorbim despre indicatorul Bollinger Bands, iarăși am plasat perioada, analizăm. Deci sunt între bunea în cazul în care este banda de mijloc, banda superioară și banda inferioară. Strategia de tranzacționare Bollinger Bands este în cazul în care avem confirmare de la nivelul de rezistență, analizăm combinația de lumânări și avem un mare de sell în cazul în care ne oferă această combinație. Dar eu tot timpul sugerez intrarea cea mai perfectă și așa și se consideră intrarea cea mai perfectă este când se bate media mobilă asta de mijloc. Atunci este un, bine, este o profitabilitate mai mică, dar este o intrare cea mai perfectă cu acest indicator. Iarăși, analizăm semnalele aici, vedem ce combinații de lumânări dacă tranzacționăm după această strategie până la nivelul de suport și viceversa. Iarăși, nivelele inferioare, superioare. Practic, la toți indicatorii, chiar și același parabolic SAR, dacă vorbim, acolo deja sunt formate din aceste nodulețe, punctașe micuți, care sunt de sub prețul sau de deasupra. Dar la fel, sunt niște nivele de suport sau nivele de rezistență care ne oferă posibilitatea de a lua profitabilitate de pe piață. Corect? De aceea, nu putem să lucrăm pe piață, indiferent de indicator, deci fără aceste lumânări. Ele sunt importante. De aceea, ca dumneavoastră să aveți rezultate și să înțelegeți aceste lumânări, este necesar să le puneți în practică. Eu spuneam astăzi la, deci, la figuri. Am avut cu traderii mei figurile. Și le spuneam, tare greu mi-a fost să învăț o figură de astea. Practic nu le găseam, dar nu-mi plăceau ele mie. Chiar nu-mi plăceau. Dar când am început să am profitabilitate, să le caut, în primul rând, dădeam efortul, deci, adică le puneam efortul și le căutam, le analizam, să știți că acum eu îmi pot rifă aceste figuri. Profitabilitatea și semnalele de piață care ți le oferă. De aceea, căutați și aceste lumânări. Poate vă plac, poate nu vă plac, dar ele cu siguranță până la urmă să vă oferă acea profitabilitate pe care n-am ales nevoie și tindeți să o faceți de pe piața financiar internațional. Este? Cineva să doriți să spună ceva? V-ați întrezitat când ați auzit cât timp posibilitate de a lua profitabilitate cu lumânări și combinația lor de lumânări? Nu, eu vă sugerez că la ora 9 deja să fiți calculatoare în față, la noutăți, adică până la ora 9 să plasați acele ordine amânate și să luați profitabilitate de pe piață. Ok. Și reguli în tranzacționarea, viceversa cu combinația de lumânări. Noi știm că permanent reguli sunt făcute pentru câteodată ale încărca, ale încărca, dar nu permanent, adică practic. Totuși trebuie să fie nevoie. Dacă am trăit fără reguli și fără o anumită conduită, în general, ar fi haos, în general, pe fața pământului, da? Dacă nu ar fi anumite reguli. Așa și în tranzacționare. Dacă nu ar fi anumite reguli, clarul trebuie nici nu cu a profitabilitate. De aceea este bine să ne axăm aceste reguli. Și haideți să vedem care este prima regulă. Dacă tranzacționezi, niciodată să nu uiți că fiecare lumânare este unic. Deci nu sunt lumânări identice, nu sunt lumânări una. Deci să știți că mâna mea nu este egal mâna dreaptă cu mâna stângă, da? La fel, deci nu există perfecționism și nu există egalitate. Deci nici în istorie, da, istoria se repetă, dar lumânării niciodată nu o să le găsiți ca idee, ca formă, ca combinație, da, dar să nu uitați această regulă, este o regulă foarte importantă. Bine, nu analiza lumânările în NM5, că asta nu schimbă nimic. Bine, NM5 încă aici este, practic, dar este o regulă nu creată de mine, că nu am făcut eu cercetări pe piața financiară internațională, doar că. Deci, e mai bine să analizăm în NM10, în NM15, în NM30, în cazul în care facem scalpe, pentru a lua profitabilitate, dar nici nu urmărim acele minute, adică lumânări. Eu am un trader care tranzacționa pe adică poate ei sunt mai mulți, dar cei ce cunosc eu, traderul pe care o cunosc, el tranzacționa în lumină. Lua un punct, două, dar cum îl lua? Practic, el și-a făcut așa o strategie și nota absolut toată informația, dar tranzacționa. Bine, nu este corect, dar el lua profitabilitate și ea, așa este metoda lui, așa simte el piața, așa vede el piața.
ce ia, el ia profitabilitatea de pe piață. Ok, și majoritatea traderilor, atât dumneavoastră cât și noi, practic, cât și eu, haideți să spunem câteodată, da? Practic folosim doar două elemente importante. Asta este timpul și prețul. Ne-am uitat? Acum, practic, câteva minute, eu revizor, se formează lunare, eu să iau profitabilitatea de acolo. Da? Și noi, analizând prețul cu timpul, cumva, noi uităm de al treilea element, care este un element foarte important. Aș spune eu și al patrulea, dacă nu l-am pus aici, dar eu spun. Asta înseamnă al treilea element, este volumul pe piață, adică risc și money management. Nu uitați, este un factor foarte important pe piață. Adică, conform depozitul pe căruia, nu uitați ce volum. Eu știu că, practic, mi se dă o informație, dar repejor, este fugarul ăsta care repejor și-a duc 5 loturi pe Bitcoin, dar repede, numai mă trage și mai ieșit. Nu e corect. Adică, corect? Sunt trader. De asta și vorbesc. Adică, practic, nu spun eu, din experiență spun că sunt de ăștia. Practic un pic, nu mult așa. Deci, de aceea, nu uitați de volumul care este pe piață, care tranzacționați. Și al patrulea care nu este definit, dar care vă spun și pe care știți și dumneavoastră, vă gestionați emoțiile, piața, ele sunt foarte importante. Deci, dacă suntem emoțional ok, atunci tranzacțional. Când suntem ok cu deci emoțiile noastre, nu avem altceva de grijă, practic și suntem foarte bine, înseamnă că noi vedem prețul normal, da? Lumânările formate bine, nu avem niște imagini acolo cu umbre, cu nu știu ce, sau cineva să ne urmărească, timpul vedem la fel bine și volumul atunci la fel ne dăm seama care este volumul corespunzător pentru depozitul nostru. Cam aceasta a fost ce ține despre analiza, despre lumânările și etnogeneza lor și evoluția în timp. Deci,